Un șofer din Timișoara a fost luat la bătaie de un biciclist după ce a parcat pe trotuară. Totul s-a întâmplat chiar sub ochii fetiței agresorului, care îl implora să se oprească. Poliția îl caută acum pe biciclistul bătăuș. Vă avertizez că urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Sunt scene greu de privit și mai ales de ascultat. Țipetele fetiței l-au înduplecat în cele din urmă pe tată, care s-a oprit din lovituri. Niciunul dintre oamenii care treceau prin zonă nu a intervenit. După ce agresorul a plecat, șoferul bătut, un tânăr de 21 de ani, a sunat imediat la poliție. Strada unde s-a produs agresiunea este una din cele mai circulate artere rutiere din Timișoara. Aici este o zonă comercială. Trotuarul, în schimb, nu are piste de biciclete și se îngustează foarte mult spre colț. De aceea, majoritatea bicicliștilor merg pe partea cealaltă. Șoferul și-a parcat în acest loc mașina și a intrat în magazin pentru a lăsa câteva cutii. La ieșire a fost luat la bătaie pur și simplu de biciclistul nervos. A venit țipând, urlând, spunând că cine a parcat mașina, și eu i-am spus că eu. Și a început să-mi jure, să sară la mine. Eu l-am împins un pic și a sărit la mine să... A pus mâna pe mine, mi-a dat aici în spate la cap, a intrat cu bicicleta în genunchi, mi-a dat și m-a strâns de degete foarte tare, nici nu mai simt degetele. Fiul meu s-a dus la o casă de pariuri unde el muncește, este tehnician, a parcat mașina pe trotuar, nu a avut unde să o parcheze pentru că ăla este spațiu. Mama tânărului bătut nu-și poate reveni din șoc. Pare copilul meu niciodată nu a luat o palmă. I-am zis, Denisa, de ce nu te ridica să dai și tu în el? Nu mai putem să ieșim pe stradă. N-am vrut, sincer, să ripostez pentru că am văzut că era și fetița. Fi avut loc să treacă? Da, ar fi avut. Era deja nervos? Era. Tânărul a fost bătut luni seara, însă agresorul nu a fost deocamdată identificat. În acest moment, polițiștii efectuează cercetări într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe și fac verificări în vederea depistării biciclistului, precum și pentru luarea măsurilor legale care se impun. Biciclistul riscă de la o amendă până la închisoare.